Bună ziua! Aș dori să merg până la profesor Dr. Chevorchean. Mă doare în poftim? L-a trimis pe Bogdan să-i curețe șeghereul și acum se dă lovit fraierul. Ah, mă scuzați. Bine, șarpe, bine, bine. Hai, sună-mă că rezolv, te pup, te pup. Pa. Îmi dați mie un favor, rog? Nu se fumează taxi, s-a dat lege. Păi și dumneavoastră? La bine, ce mai avea pe risc. Ia uite, așa. Puteți să dați puțin căldura mai tare pentru că... Nu este vreme rea, ci îmbrăcăminte neadecvată. S-a stricat căldura, frățioare, nu merge ventilatorul, ce să-i fac? E totul ok, temperatura se dă mai cald, mai... Vă servesc cu o bombonică? Bombonele. Da, boss, 200 de lei. Dar aveți de ții mai mult sub limbă că e foarte tare, nu înghiți direct că te sparge. Nu, mulțumesc. Poate te pocnesc. Poftim? Da. Nimic. Puteți să opriți puțin la benzinărie, vă rog că am băut o bere cu un prieten și vreau să intru puțin la toalet. Nu! Cum adică nu? De ce nu? Este a mea de la muncă și trebuie să mă grăbesc să o iau. Ia, piște în ăsta. Cum, domnule, să mă piși în ăsta? Ăsta de cola mai bun? Nu, domnule, nu-i mai bun, vă opriți pe dreapta, te rog frumos. Ei, ție nu ți-a pișat cu metri. Dacă chiar aveai o problemă, te rezolvai în asta. Trebuie să iau un pic pe aici. Păi de ce faci în dreapta? Nu ocolim pe aici? Opresc un pic pe la soacră mea, trebuie să iau oală cu sarmale. Cum adică, domnule, să iau oală cu sarmale? Stai mă liniștit, că vin imediat înapoi. Deci nu faci vreo prostie. Hai, domnule, odată, pe bune, te aștept de 20 de minute aici ca prostul. Am întins un pic cu soacra mea, la vorbă mereu mai asta. Păi te luat cu soacra ta, dar eu aștept aici ca fraierul, dar ți se pare normal să mă lași așa să aștept? Aoleu, dar nu te mai vei teamă ca o fetiță. Vrei să dau sarma să te calmezi? Uite aici. Gata. Am ajuns. Cum de unde am ajuns? Am ajuns. Păi mai sunt 3-4 km până stada Chevorchean. Nu te dai jos aici, faci stânga, faci dreapta, după aia faci iar stânga, te-ai urcat în tramvai, ai mers 4 stații și ai ajuns. Mamă, să moară ce am păcat, să nu mai ne mulțumiți, ai zis. Bă, ți se pare normal să te comporți așa? Pe bune acum, știi ceva? Ia de aici, zi-mi cât faci și sper să ai rest. A, nu-i nevoie de rest, e ok așa. Cum adică, domnule, nu-i nevoie de rest? Deci vă rog frumos, vreau să-mi dați restul și vreau să fac și o reclamație, să știți. Reclamație? Margareta, domnul vrea să depună o reclamație. Ajută-l, te rog. Da, man. Manuel, de la Uber, tu ești? Manu, de la Manu Tax. Pot să iau și pe ăștia? Hai, o zi bună.